Știi, mă, ce-i? Vrăjeală, doamnă, zdrăgii, încoată. Și-a bătut joc de electoratul lor în primul rând. Și-au bătut joc în primul rând de oamenii aia. După care vorbim de România toată și de sistem energetic și așa mai departe. Păcat, sincer vă spun, păcat de ce? PNL, PSD ne va mânca de vii. În continuare, uite, defilează, de cot, s-o soție. Mire și mireasă, ăștia sunt. Cu cine-i bați pe ăștia acum? Întreb și eu. Asta, cu cine-i bat? Asta v-am zis, domnul Ivan, eu vă apreciez foarte mult și știu că sunteți o voce foarte voc. Și sunt degeaba. Da, dar eu asta zic, că demoralizați oamenii, adică faceți mai mulți nehotărâți prin aceste interpelări. Bine, atunci... Nu, eu n-am zis să voteze... ca și un copil. Eu nu zic să voteze aurul, doamne ferește, dar ideea e că această luptă împotriva aurului, împotriva... Acum să vin să dau și un SOS... Da, ce te ține? Dacă ai argumente, dă-i. Nu, dar vreau să zic... Păi nu ai, spune. Că ai da. Nici nu m-ar interesa, adică nu, până la urmă, nu e scopul să dau în partidele de opoziție. Dar faceți... Care opoziție? Iată întreb. SOS-ul, singurul partid care ziceți dumneavoastră că face opoziție, da? SOS-ul, chiar și prin singurele conduceri pe care le-a avut aici în Gorj, ăla care s-au schimbat cu ce voi, să știți că fiecare dintre ei l-a sătat colții. Bă, au spus ceva. Au spus ceva. Au făcut hârtii. Bă, există ceva. Nici nu contează cauzele pentru care s-au dizolvat sau nu pe acolo. Contează că au făcut câte ceva fiecare. I-a raportat la Șoșoacă, îți dau cuvântul, mă, Donat, dacă nu ia pe Simeon pe loc la chei. Din punct de vedere al minției, al cunoștințelor pe care le are și citește. Ăsta este diferența, vă spuneam, cu câteva luni de zile eu. Și n-am dat din casă tot. Când v-am spus, bă, femeia citește, pe mine m-a surprins, citește. Nu știam eu că nu e stație de nu cumva să creadă că sunteți președintele SOS. Nu sunt, pe cuvântul meu de onoare că nu sunt. Nu sunt, pe cuvântul meu de onoare că nu sunt. Nicio laudă de genul ăsta la adresa... Nu sunt. Dacă vă zic că nu, nici măcar membru nu sunt. Doamna citește ziua, noaptea are o problemă. Sunt susținător, am zis. Adică? Păi vedem a doua zi dimineață organizații dizolvate. Deci... Păi problema dânsă, iar o politică de lucru, probabil. Nu știu ce să zic. Acum și s-a văzut și cu soțul și mai multe chestii. Da, adică sunt chestiuni familiare. Ce vei stau cu nevastă mea dacă mai place de ea? Nu mai stau. Și așa că am văzut sondajul pe aprilie și pe aprilie și așa că avea puțin. Doamne Ivaniș, 4,5 să-i zic. N-are nimic, o să facă 1,5. L-am dat depășise pragul, dar scandalul ăsta intern de familie... Bine, sondajele, doamna Dana, știți cine le face. E la limită. Deci ești în marja deci de eroare. Deci încă o dovadă, națiunea încă o dovadă. Când vedeți sondaje cu oamenii care sunt totuși mai bătăioși pe baricade sub 5%, ia să știți că dar tot sistemul le-a făcut. Nu foarte mult sub 5. Iar copiii de suflet îi duc la 10-15 ca să-i încurajeze, știți? Nu. Și așa că nu are susținere, se vede clar, din punct de vedere al sistemului, mă raportez aici. Chiar nu are. Dar oricum e în scădere chiar față de luna trecută, și așa că am văzut, da. Va crește. Da, va crește. Depinde și cu timp. Ce mesaj vine domnul Ivaniș. Nici să nu vină cu alt mesaj decât cel pe care l-a avut. Atât. Păi eu nu vreau să schimbe și așa că deloc. Să rămână așa cum a fost. Atât vreau. Nu vreau cosmetizată, nici ca discurs, nici ca nimic. Nu e ok. Ce a făcut pentru mine, în opinia mea, a făcut bine. Și nu o spun, v-am zis singur, a coincis. Avea un display integral. Era un 16,7%, domnul Zorlescu, de la 20 și acum vreo două luni. În scădere și aur. Și în creștere cine? În prag de alegeri. PSD, PNL, că-s pe organizare. Cine a luat? Pe organizare în toată țara, păi dacă ai pe toată lumea în partidele astea. Și la parlamentare vor merge tot împreună, tot de cot, tot mire și mireasă și tot cu copilul după ei de mână. Liste comune, domnul Ivan? Hai! Nu, nici chiar așa. Vă certați, sunt supărați, așa? Sunt supărați. Este? Liste separate, ai da. De capul lor. Nu știu cum vor explica acum la electorat. Împreună suntem buni, dar separat nu mai suntem. Cărui buni. Electorat? Al lor. Electoratul lor se uită la voi. Și se uită stânga în dreapta și își dă seama că, bă, prea multe alternative nu avem. Și atunci mai bine stăm, doamne, iată-mă în cască, ne luăm și cu ăștia în coarne, ne și mănâncă după aia, ne-o dă afară pe fimea din coloc, așa discută electoratul. Bineînțeles, primarul nu mai da adeverința pentru lemne și uite așa apar problemele, pentru că ei nu au avut o bază, o siguranță, o opoziție solidă. Dacă mâine are o problemă un cetățean din Crazna, dau exemplu la mine la țară, la ușa cui bate, doamne? La ușa cui bate ca să meargă de forță cineva acolo peste primarul ăla? Bă, ce faci, bă, îți bagi de oameni? Vă spun eu, n-ar da ușa cui. Și atunci? E povestea întregii țări. Eu v-am spus că aurul a dezarmat atât de mișto electoratul intenționat, că și-a dat seama că se vor afla, nu zic de mine la Gorj. Ce să se află? Sunt mulți. La ce vă referi? Să se află? Că ce? Că sunt pe mână cu PSD și PNL sau ce? Dar cu cine sunt? Cu mine? Cu mine nu sunt pe mână. Da. Ei sunt prima voce. Ei trebuie să fie primi. Ivan și aici ai început, da.
Ei trebuie să fie, dar repet, vezi, poate domnul Ivaniș doar îl dezarmează pe el. Observ că e supărat pe domnul Simion.